Polițiștii Romașcani și familia o caută pe Liliana Vrabie, în vârstă de 57 de ani. Femeia a plecat ieri de acasă și nu s-a mai întors la domiciliu. Dispariția a fost semnalată astăzi la ora 7 de către soț, care a anunțat poliția după ce femeia a lipsit aproape 24 de ore. În această dimineață, în jurul orei 7, Poliția Municipiului Român a fost sesizată despre faptul că ieri, în jurul orelor 12:30, o femeie de 57 de ani din municipiul Rona a plecat de la domiciliul său și nu a mai revenit. Imediat, colegii au demarat activități de căutare a acesteia, atât la rude, cât și în locurile frecventate, la spitale, autogări, însă până în prezent aceasta nu a fost găsită. Liliana Vrabie are 1,78 m înălțime, 90 de kilograme greutate, constituție robustă, păr brunet, drept, tun scurt, față rotundă cu fruntea înaltă, ochii căprui, nasul mic, buzele mijlocii și nu are semne particulare la nivelul feței. La momentul dispariției, femeia purta o vestă din lână, un pulover, pantalon lung din stofă, toate de culoare neagră, și pantofi din piele sintetică de culoare neagră. Polițiștii de investigații criminale continuă căutarea femeii și solicită cetățenilor care pot oferi orice date care să conducă la găsirea persoanei să apeleze gratuit 112, apelul de urgență, ori să se adreseze imediat celei mai apropiate unități de poliție.